Într-o seară s-a coborât un sol al Domnului la mine și mi-a zis să întreb ce se întâmplă cu Rusia. În momentul când l-am întrebat ce se întâmplă cu Rusia, m-a ridicat deasupra cerului și mi-a arătat o întindere albă de sol, aridă, unde pe alocuri au început să iasă din pământ tunuri și tot felul de arme. Ceea ce Duhul Sfânt mi-a făcut de cunoscut e că Rusia este pregătită pentru lucrurile care vor urma să se întâmple. Pe urmă, am văzut la înălțimea norilor mai multe avioane care au început să tragă în nori. Ceea ce Duhul Sfânt mi-a făcut de cunoscut că lucrurile care se vor întâmpla aici jos pe pământ, cu privire la noi, sunt lucruri făcute de mâna oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și ne îndeamnă totodată să fim treji și vegheatori asupra căilor noastre, pentru că n-ar trebui să ne înspăimânte lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, pentru că tot ceea ce este scris în Sfintele Scripturi se va duce la îndeplinire. Și Domnul Iisus Hristos spune în Evanghelia după Matei, de la capitolul 10, versetul 34, să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ, n-am venit să aduc pacea, ci sabia, slăvit să fie Domnul nostru. Dar totodată spun ca pacea Domnului Iisus Hristos să locuiască în adevăr în inimile noastre și Dumnezeu să ne ajute cu privire la lucrul acesta. Pe urmă, de la îndepărtare, am văzut un suflu de explozie foarte mare, ca și cum ar fi un suflu de explozie nucleară. Ceea ce Domnul mi-a făcut de cunoscut, că se vor întâmpla foarte multe lucruri catastrofice. Și zic ca Dumnezeu să reverse protecția Lui și pe cei care sunt chemați și aleși după planul Lui de lucrare și de mântuire, să fim la depostul arpilor sale, slăviți și preamăriți să fie Domnul nostru. Pe urmă, pe pământ, am văzut foarte mulți oameni care erau panicați, iar forțele de ordine încercau să-i bage în pușcărie. Duhul Sfânt mi-a făcut de cunoscut că va începe o prigoană pentru toți lucrătorii lui Dumnezeu, încercând să-i oprească, dintre care eram unul dintre ei, care era tras și târât ca să intre în pușcărie. Vedem că nimic nu este la voia întâmplării, dragi fraților, pentru că Dumnezeu este Cel care ne-a răscumpărat cu braț puternic și ne-a strămutat din împărăția întunericului, împărăția luminii. Și știm că Dumnezeu este Cel care totodată ne-a dat un mandat, unul fiecăruia dintre noi în parte.